trec prin foc pentru a salva vieți, duc de multe ori o luptă contra cronometru pentru salvarea vieților omenești, sunt instruiți să fie tari, să dea dovadă de curaj, omenie, demnitate și să fie permanent în slujba celorlalți, însă în spatele uniformei se ascund oameni ca și noi, iar uneori emoțiile îi copleșesc. În aplauzele colegilor și cu lacrimi în ochi, plutonierul adjutant Costache Florian, comandant de echipaj și conducător autospecial în cadrul detașamentului de pompieri Alexandria, a terminat vineri ultima sa tură de serviciu, cu o carieră de peste 28 de ani în structurile militare. În cadrul unității, subofițerul și-a început activitatea în anul 1991 ca militar angajat pe bază de contract la detașamentul de pompieri Alexandria, iar în anul 2006 a trecut în corpul subofițerilor, ocupând pe rând funcțiile de conducător autospeciale, subofițer operativ principal, comandant echipa, subofițer tehnic principal gradul 1, în cadrul serviciului logistic și la final de carieră înapoi la subunitatea de intervenție din Alexandria pe funcția de comandant de echipaj.